Mă bucur să îl invit în continuare la microfon pe domnul profesor Adrian Severin. Domnule profesor, vă rugăm. Stimată doamnă Brândușa Ștefănescu, stimată prietenă Brândușa Ștefănescu, doamnelor și domnilor, încep nu prin a o felicita pe cea omagiată, ci a-l felicita pe cel care a avut ideea omagiului, pe domnul Andrei Săvescu, precum și pe colaboratorii domniei sale. Felicitări meritate, cred eu, pentru curajul de a omagia un mare jurist în viață. De regulă trebuie să mori ca să te iubesc. Deci, domnul Săvescu a avut curajul să nu aștepte ca doamna Ștefănescu să îndeplinească această condiție pentru a fi iubită, ci a trecut la omagiere, fericită omagiere, în timp ce Brândușa Ștefănescu este încă în viață. Curajul acesta însă este și mai mare, pentru că Brândușa Ștefănescu nu e doar un mare jurist, ci un mare caracter. Un mare caracter într-o lume în care caracterele sunt extrem de fragile, ca să găsesc un cuvânt elegant. Caracterele deranjează extraordinar de tare. Și ca să fim corecți cu adevărul istoric, doamna Brândușa Ștefănescu este un caracter puternic care i-a deranjat pe mulți și n-a avut nicio ezitare să îi deranjeze, pentru că a crezut în cauză, în cauza pe care a apărat-o, a crezut în valorile pe care le-a apărat și n-a avut niciun fel de ezitare să afirme adevărul, chiar dacă mai întotdeauna este mai greu să spui adevărul decât să spui minciuna. Minciuna e mult mai agreabilă decât adevărul. Vine, vă mai felicit pentru modalitatea pe care ați găsit-o ca să o omagiați pe Brândușa Ștefănescu. Cei care, eu cred că din această sală, în afară de profesorul Marin Voicu, eu sunt unul dintre cei care o cunosc de cea mai multă vreme pe Brândușa Ștefănescu și cu care Brândușa Ștefănescu a avut colaborări multiple și, în fine, anumite complicități intelectuale și sufletești. Așa încât, din perspectiva acestei îndelungate cunoașteri, pot spune că Brândușei Ștefănescu nu-i plac complimentele. Că nu-i place să fie omagiată, sau mai exact, nu-i place să fie omagiată de o manieră formală, convențională, și, dacă vreți, până la urmă, ipocrită. Așa încât ideea ca omagiul să constea într-o carte, o carte care să conțină lucrări cu caracter științific, nu numai, numai contribuții, să le spunem, cu caracter mai mult sau mai puțin sentimental, este o idee, de asemenea, care merită toate felicitările. Da? Una dintre calitățile doamnei Ștefănescu, una dintre calitățile juristei, profesoarei Brândușa Ștefănescu, este și aceea a onestității intelectuale. Nu obligă pe nimeni să fie de acord cu ideile sale, s-a spus înainte, spunea domnul profesor foarte exact, poate să și accepte idei pe care la început nu le împărtășea, dacă îi se aducă argumente, poate chiar să fie de acord să rămână în dezacord cu interlocutorul, dar respectându-l în măsura în care, chiar dacă argumentele lui nu conving, își dă seama că argumentația se bazează sau este caracterizată de onestitate intelectuală. Ceea ce nu suportă, spre cinstea ei, Brândușa Ștefănescu, este argumentația lipsită de onestitate intelectuală. Argumentația care vine să susțină o concluzie prefabricată și nu argumentația care, sigur, cu particularitățile celui care argumentează, conduce spre o concluzie sau alta cu care ea poate fi sau poate să nu fie de acord.
Din punctul acesta de vedere, citind cartea și m-am bucurat să pot contribui și eu împreună cu o mai tânără colegă, avocata Silvia Uscov, această carte undeva verifică și reflexul lui Pavlov. De ce spun lucrul acesta? Nu vreau să vorbesc despre criminalul care se întoarce la locul crimei și polițistul care l-așteaptă acolo. De ce spun asta? Pentru că temele pe care le-ați oferit, mai ales în subtitlu, au condus pe foarte mulți către problematica relației dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene. Și aici problema nu este că avem păreri diferite, inclusiv, evident, păreri diferite față de doamna Brândușa Ștefănescu, ci că avem adesea păreri politizate. Și aceasta este cu adevărat problema și, într-adevăr, am răsfoit cartea văzând câte studii pe această temă au fost scrise, pentru că, repet, când am văzut supremație, preeminență, subsidiaritate, etc., s-a aprins becul și a început să saliveze omul de știință, iar, pe de altă parte, unii poate s-au simțit cu conștiința încărcată că această temă a fost abordată de o manieră întotdeauna obiectivă sub aspect științific. Obiectiv științific nu înseamnă că ajungem la aceeași concluzie. Obiectiv științific înseamnă că suntem onești din punct de vedere al argumentației. Sub interpretare și aplicarea dreptului. Nu pot să nu mi-aduc aminte, mai ales pentru că s-a evocat faptul că Brândușa Ștefănescu și-a început cariera la Institutul de Cercetări Juridice. Ce templu al științei era asta cândva. Să-mi amintesc o discuție, apropo de interpretare, la care am participat ca foarte, foarte, foarte tânăr student, dar am avut privilegiu să asist la discuția între Iolanda Eminescu și Mihail Eliescu. Și profesorul Eliescu spunea, un pozitivist, nu mă interesează confidențele legiuitorului. Deci, mă interesează ce a ieșit, nu mă interesează ce a gândit el când a scris legea să-mi sufle la ureche la ce intenție a avut. Iolanda Eminescu îi replica totuși, limbajul este totdeauna elastic, țin minte cuvintele, limbajul este totdeauna elastic, așa încât în limitele acestei elasticități totdeauna va exista o neclaritate posibilă. Și atunci când nu avem mijloace ca această neclaritate să fie lămurită, trebuie să mă duc la istorie, să mă duc la interpretarea istorică, să văd totuși ce s-a discutat atunci când s-a conceput legea, ce pasiune au existat, ce intenție a existat, ce context a existat. Din punctul ăsta de vedere, eu mă simt cumva, apropo de interpretarea și aplicarea dreptului, într-o situație specială. De ce? Pentru că dacă vorbim de dreptul Uniunii Europene, mă rog, cel puțin restrâns la tratatul de la Lisabona, nu putem să nu spunem că tratatul de la Lisabona, printr-un artificiu politico-juridic, a preluat, practic, tratatul constituțional. Un artificiu politic-juridic de moralitate a căruia nu are rost să vorbim, pentru că politica și morala nu sunt întotdeauna prietene, dar s-a trecut peste niște referendumuri și așa mai departe și s-a luat, cum spuneam unii dintre noi la Bruxelles, s-a luat tratatul constituțional și s-a transformat în tratatul de la Lisabona, uitându-i doar sufletul. Simbolurile, drapelul, în fine, și așa mai departe. E bine, eu sunt unul dintre cei care am scris, nu am spune, nu mai am negociat tratatul constituțional. Și deci am acest sentiment oarecum special, pentru că mulți dintre colegii mei scriu sau interpretează legea pe care am făcut-o eu. Și spun lucrul acesta cu o remarcă suplimentară, și anume remarca că atunci, lucrând la acest tratat, România a degajat, a definit propria sa concepție asupra construcției europene.
Noi avem întotdeauna o atitudine reactivă. Noi vedem ce au conceput alții și mereu mergem pe această linie și încercăm să reacționăm. Ori acceptăm, ori nu acceptăm, îi păcălim, ocolim, ne supunem. Dar ceea ce câțiva dintre noi, nu foarte mulți din păcate, am făcut atunci, a fost să degajăm o opinie românească în legătură cu modul în care Uniunea Europeană trebuie construită și să trecem această opinie în tratatul respectiv. Este exact ceva, Mărânțușa Ștefănescu n-a participat la Convenția privind viitorul Europei, dar ceea ce această atitudine, potrivit căreia noi înșine trebuie să gândim la construcția ordinii mondiale, nu să așteptăm ordinea să vină făcută de alții să vină peste noi, este caracteristică pentru caracterul și pentru abordările celei pe care o omagiem astăzi. Și n-aș putea să o omagez în totalitatea, știu eu, respectului pe care îl port, fără să spun, să afirm ceea ce este și opinia ei, și anume că în acest raport de supremație, preeminență, sau mă rog, în această chestiune, Constituția României are deplină supremație față de dreptul european. Și spun lucrul acesta nu doar ca un teoretician, nu doar ca unul care a interpretat legea, sau interpretează, ci ca unul care a făcut legea. Vă asigur, stimați colegi, că în Convenția Europeană nu a existat nici o singură persoană care s-a gândit pentru 30 de secunde că dreptul Uniunii Europene va prevala asupra Constituțiilor Naționale. Asupra legislației interne, da, iar eu trebuie să mărturisesc, deși poate nu cred toată lumea, eu am fost și rămân federalist. Numai că federalismul înseamnă altceva decât imperialism. Și despre aceste chestiuni am avut ocazia să vorbesc cu Brândușa și aceasta este ideea în care noi, cu ceilalți europeni, am construit și trebuie să apărăm această Europa. O Europa, cum spuneam atunci, în convenție, o federație a statelor națiune, o federație a statelor suverane. Și trebuie să îmbinăm suveranismul cu federalismul și se poate îmbina. Deci am ținut să fac această remarcă pentru a intra și în substanța volumului. O singură altă remarcă aș mai adăuga, aplicarea dreptului. Aici, în limba română, chestiunea este puțin ambiguă. Dreptul înseamnă știința dreptului sau înseamnă legislație? Când spun, din punctul meu, prefer să interpretez titlul de data aceasta, în sensul că aplicăm dreptul, aplicăm principiile dreptului, aplicăm știința dreptului, nu aplicăm legislația. Sigur, și legislația trebuie aplicată în ultimă instanță. Dar pe acest plan, când discutăm despre relația pe care mulți au abordat-o între dreptul național și dreptul Uniunii Europene, stabilim raportul inclusiv cu legea fundamentală care sintetizează identitatea națională pe plan juridic a unei țări, atunci trebuie să aplicăm știința dreptului care ne spune că nu era posibil ca un tratat constitutiv al Uniunii Europene să fie adoptat dacă Constituția Națională nu accepta acest lucru și ea nu-l putea accepta dacă nu era conform tratatul cu prevederile Constituției. Bun, dreptându-mă spre încheiere, voi spune că din experiența mea și apropo de tot ceea ce am discutat aici, s-a discutat aici, se poate spune, eu am sesizat o distinție posibilă între politica e totul. Știți, noi ne ferim de politică, ni se pare că e de rușine. Politica, sifilisul, sunt chestiuni care sunt puțin rușinoase. Politica însă este totul. Politica înseamnă exercițiu puterii pentru atingerea unui anumit obiectiv. Când soția mea îmi pregătește masa în ziua respectivă, ea face politică culinară, pentru că are grijă și ce alimente are, și ce buget are, și așa mai departe, ia o decizie. Și în final, desigur, dacă eu protestez, apar niște probleme care în raportul de putere se rezolvă de o anumită manieră. Deci, politica este totul. Și în acest sens, eu am observat că există politicieni juriști și juriști politicieni. Politicienii juriști sunt aceia care folosesc principiile dreptului pentru a face istorie.
Juriștii politicieni sunt cei care folosesc jocurile politice pentru a face carieră. Brândușa Ștefănescu este și a fost mereu un politician jurist. Ea a construit istorie, a construit istorie în știință, a construit istorie în morala socială, în raporturile sociale. Și apropo de asta, nu pot să uit un lucru. Brândușa Ștefănescu, mai ales înainte de 90, i s-a cerut să îndeplinească tot felul de funcții politice, pentru că așa se întâmpla cu soțiile demnitarilor de atunci. Și deși nu era foarte recomandabil atunci să refuzi funcțiile politice, Brândușa Ștefănescu le-a refuzat în permanență, pentru că n-a vrut să facă asemenea compromisuri și pentru că și-a iubit meseria de profesor. Și-a vrut să fie profesor și a condus o vreme mașina de la Zalău, dacă nu înșel, până la Cluj, pentru ca să se ducă la facultate și să țină cursurile, decât să fie președinta nu știu cărui consiliu local de nu știu ce format, care sigur i-ar fi adus avantaje politice și comoditate, dar nu i-ar fi adus avantaje morale. Și de aceea închei așa, omagind un om politic, nu în sensul comun al cuvântului, ci în sensul de făuritor de istorie, jurist. Recent, în fine, într-o discuție pe care am purtat-o cu un jurist, în fine, cuprins de un furor patriotic și care credea că dacă un stat se dezmembrează, tratatele la care era parte devin caduce și, prin urmare, fiecare se poate duce să ia din teritoriile lui ce dorește, îmi spunea, amândoi suntem juriști. Adică, dacă suntem amândoi juriști, ce spun eu, e ca și când ai spune dumneata. Și asta mi-a adus aminte de o formulă care, nu știu dacă era lui Caragiale sau a lui Mușatescu, dar spunea, suntem colegi, dar nu confrați. Eu vreau să o felicit și să o îmbrățișez de la distanță pe Brândușa Ștefănescu, nu în calitate de coleg, ci în calitate de confrate. Și să o omagiez, omagiat-o toți ca mare jurist, dar să o omagiez mai degrabă, sau mai mult decât atât, ca un mare caracter. Un mare caracter care ne învață și dacă ar fi să învățăm ceva de la ea, în afară de drept, trebuie să învățăm faptul că nu poți fi mare jurist fără să fii un mare caracter și că dacă, având numai cu caracterul, poți realiza o sumă de lucruri, fără caracter, chiar dacă ai cunoștințe juridice, nu poți realiza absolut nimic. Pentru această lecție îi mulțumim și îi urez încă o dată ani mulți, acum când, potrivit lui Seneca, după 80 de ani începe adevărata tinerețe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimate domnule profesor!